Pan s-a blocat în casă și nu putem să intrăm nici cum. E o situație. E singură casă? Problem. Da, e singur, că numai noi doi. Eu am fost la antrenamente, când am venit de la activitatea școlară, nu am putut să deschidem nici cum. Și acum am intervenit la pompieri și să vedem care e și starea lui de sănătate și să rezolvăm. Da, el a avut un AVC hemoragic operat în 2004 și acum din martie i s-a agravat starea de sănătate și nu prea. La etajul 3? La etajul 3, da. Și acum încercăm varianta asta ca să nu scoatem ăsta. De obicei eu las deschise geamurile pentru aerisire, dacă nu încercăm pe geamul francez. Intervenția detașamentului de pompieri Dej a fost solicitată pentru intervenție în municipiul Ghela, strada Avram Iancu, numărul 6, în cazul unei persoane de sex masculin în vârstă de 59 de ani care a rămas blocată în apartament. În urma manevrelor speciale de pentru lucrul la înălțime, am reușit coborârea de la etajul 4 la etajul 3, respectiv la balconul apartamentului indicat de către persoana care se afla împreună cu noi, reușind astfel pătrunderea în apartament și deblocarea ușii. Persoana care se afla în apartament era căzută lângă ușa, aflându-se în imposibilitatea deschiderii acestei pentru soția care era în afara apartamentului.